Un bărbat de 55 de ani și fiul său de 12 ani, ambii din comuna hunedoreană Burjuc, au dispărut fără urmă în această dimineață, ultima oară fiind zăriți pe malul Mureșului. Autoritățile, dar și personal militar calificat, au intrat în stare de alertă după ce, la un post de poliție, s-a anunțat că au fost găsite pe malul apei hainele celor doi. Intervențiile de căutare a celor doi au început imediat, iar cei îndrept speră să nu se fi petrecut o mare tragedie. În data de 15 iulie 2021, polițiștii din cadrul secției 2 Poliție Rurală Ilia au fost sesizați cu privire la faptul că au fost găsite pe malul râului Mureș, în comuna Burjuc, în zona denumită La Insulă, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse alimentare și un telefon mobil ce aparține unui bărbat pe numele de Stoian Ion, în vârstă de 55 de ani, din comuna Burjuc, și a fiului său, Stoian Sebastian Emanuel, în vârstă de 12 ani. La fața locului, în acest moment, se află polițiștii din cadrul secției de poliție rurală numărul 2 Ilia, care împreună cu colegii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, scafandrii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu și cei din cadrul Primăriei Burjuc efectuează căutări în vederea găsirii celor două persoane. În activitățile de căutare au fost folosiți și câinii de urmă. La ora intrării în emisie, căutările celor doi locuitori din Burjuc, tată și fiu, erau în plină desfășurare.